Dintr-un început s-a răstignit pentru noi. Cei de voie s-a îngropat și a înviat din morți ca să mântuiască toate. Acestuia să ne închinăm. Lăudați pe Dumnezeu întru Sfinții Lui, lăudați-L pe El pentru tăria puterii Lui. Spus sau toate minunile străjerii Tăi, Doamne, dar soborul deșertăciunii umplând de daruri dreapta lor, socoteau că vor ascunde învierea Ta, pe care lumea o slăvește, miluiește-ne pre noi. Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. De bucurie toate s-au umplut, luând dovedirea învierii, că Maria Magdalena la groapă și a aflat un înger pe piatră șezând cu veșmintele strălucind și zicând: de ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci s-a sculat precum a zis, mergând mai înainte în Galileea. Lăudați-L pe lângă glas de trâmbițe, lăudați-L pe El în psaltire și n-alăută. Bucură-te, podoaba cuvioșilor, al curăției prea bunule învățător, că vrednic de laudă te-ai făcut cu purtarea jugului lui Hristos, pe care de bună voie Tu însuți în viață L-ai luat. Stins ai zburdările trupului și rob L-ai făcut Duhului, cu rugăciunea, cu postul și cu privegherea și îngerească viață ai petrecut. Pentru aceasta, preasfinte Părinte, ostenelile Tale le preamărim și Lui Dumnezeu cu credință cerem să ne mântuim cu rugăciunile Tale și lumii să dăruiască mare milă. Lăudați-L pe El în timpane și în gură, lăudați-L pe El în strune și în organe. Bucură-te, ierarhul cel luminat cu razele dragostei celei dumnezeiești, povățuitorul călugărilor și păstorul cel bun al credincioșilor, făclia înfrânării cea nestinsă, turnul răbdării cel neclintit,
dar celor ce aleargă cu credință la tine. Ca om ceresc și înger pământesc ai fost, lui Hristos acum te roagă să dea sufletelor noastre mare milă. Mare. Doamne,
ceresc, Dumnezeule Părinte a toțitorule, Doamne Fiule unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pre noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, pentru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, pentru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde-mi mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte
fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Astăzi mântuirea toată lumea s-a făcut, să cântăm celui ce a înviat din mormânt și începătorului vieții noastre, că stricând cu moartea pe moarte, biruință ne-a dăruit nouă și mare milă. Înțelepciune, binecuvintează Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră. Slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, Preacuvioase Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Împărați și întocmai cu apostolii cinstiți Constantin și mama sa Elena, ocrotitorii Sfântlăcașului acestuia, ale Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghena, făcătorul de minuni și vindecătorul de boli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, a cărui Sfântă Liturghie săvârșim, ale Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Ioan Scărarul, ale Sfântului Ierar, calenic de la Cernica, episcopul Râmnicului, și ale Sfântului Ierar Hantim, episcopul Pergamului și a celor împreună cu ei, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Binecuvintează, Părinte! Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecădinciosul popor mânde pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și evitoare de Hristos armată Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna dogmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu intre la judecată cu robii săi, ce se caută spre fără de legile noastre și să le șteargă, să fie milostiv și să ocrutească pe oamenii cei fără de nădejde, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-și aducă aminte de îndurările și milele sale cele din veac, iar păcatele tinereții și ale neștiinței, ale bătrâneții și ale ticoloșii noastre să nu le pomenească, ci să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca de grab să ne scoată pe noi cei priși în lațurile morții și să ne izbăvească de durerile iadului care ne-au cuprins, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. De preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pre Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântat ești, Doamne! Iar
și are cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, care neschimbată ai întrupat, și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pre noi. Ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ca bun și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru împărăția Ta când vei veni, pomenește-ne pre noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Fericiți cei sărași cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcători de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor.
fericiți veți fi, când din pricina mea vă vor ocări și vă vor prigoni și minții vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Înțelepciune drept să ne închinăm și să cele cerești și să se bucure cele pământești, că a făcut biruință cu brațul său Domnul, călcată cu moartea pe moarte. Cel întâi născut din morți s-a făcut, din pântecele iadului ne-a mântuit pre noi și a dat lumii mare milă. De Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru calinic, povățuitorule al călugărilor, podoaba cuvioșilor și lauda arhiereilor, ajutătorule al celor din nevoi și făcătorule de minuni, cu nevoințele tale chip de sfințenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veselești, împreună cu aceștia roagă-L pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască pace și mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o înălțimea înfrânării te-a pus pe tine Domnul ca pe o stea adevărată și nerătăcită, luminând marginile, învățătorule Ioane, Părintele nostru. Domnului să
să ne rugăm. Doamne, miluiește! Este Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Miluiește-ne!
Împăratului nostru cântați, toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Înțelepciune! Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, Dumnezeu când a dat făgăduință lui Avram, de vreme ce n-avea pe nimeni mai mare pe care să se jure, s-a jurat pe sine însuși zicând, cu adevărat, binecuvântând, te voi binecuvânta și înmulțind, te voi înmulți. Și așa, având Avram îndelungă răbdare, a dobândit făgăduința. Pentru că oamenii se jură pe cel mai mare, și jurământul ca chezășie este sfârșitul oricărei neînțelegeri. În aceasta Dumnezeu voind să arate și mai mult moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii sale a pus la mijloc jurământul, ca prin două fapte nestrămutate, făgăduința și jurământul, în care este cu neputință ca Dumnezeu să fi mințit, noi cei ce căutăm scăpare, să avem puternic îndemn, ca să ținem nădejdea pusă înainte, pe care o avem, ca pe o ancoră a sufletului, neclintită și tare,
intrând dincolo de catapeteasmă, unde Iisus a intrat pentru noi, ca înainte mergător, fiind făcut arhiereu în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Pace ție, sfințite cititorule, și Duhului tău. Preacuvioase Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului, întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Marcu, să-ți dea ție cuvânt celui ce binevestești cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnul nostru, Iisus Hristos. Fie mie după cuvântul vostru, preacuvioase Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Marcu citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte. În vremea aceea a venit un om la Iisus zicându-i: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care are duh mut. Și oriunde l-apucă, l-aruncă la pământ și face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Și am zis ucenicilor tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Atunci Iisus, răspunzând lor, a zis: O neam necredincios! Până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l la mine. Și l-au adus la el. Dar Duhul, văzându-l pe Iisus, îndată l-a zguduit pe copil, iar acesta, căzând la pământ, se tăvălea spumegând. Și l-a întrebat pe tatăl copilului: Câtă vreme este de când a venit aceasta? Iar el a răspuns: Din pruncie. Și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă. Dar dacă poți să faci ceva, ajută-ne, fiindu-ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis: Dacă poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Și îndată, strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Iar Iisus, văzând că mulțimea dă năvală, a certat duhul cel necurat, zicându-i: Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși din el și să nu mai intri în el. Și răgnind și zgunduindu-l cu putere, duhul a ieșit, iar copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare.
După ce a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat de o parte, pentru ce noi n-am putut să-l izgonim. El a zis, acest neam de diavol cu nimic nu poate ieși, decât numai cu rugăciune și cu post. Și ieșind ei de acolo, străbăteau Galileea, dar el nu voia să știe cineva, căci învăța pe ucenicii săi și le spunea că Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, iar după ce îl vor omorâ, a treia zi va învia. Ei însă nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe. În vremea aceea, mulții multe mergeau după Iisus din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeia și de dincolo de Iordan. Văzându-l mulțimile, Iisus s-a suit pe munte și așezându-se, ucenicii lui au venit lângă dânsul, iar el, deschizându-și gura, îi învăța zicând, fericiți cei sărași cu Duhul, că a lor este împărăția cerurilor, fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia, fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul, fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu, fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema, fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când din pricina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Pace ție, binevestitorule! Slavă ție, Doamne! Slavă și al Sfântului Duh. Amin. Fericit bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suieșuri în inima sa a pus. Preacuvioși, preacucernici părinți, drept credincioși creștini, duminica de astăzi, a patra din postul mare, se numește a Sfântului Ioan Scăraru. Astăzi, în această duminică, pomenim și pe un mare sfânt român, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului, care în timpul vieții pământești a urcat duhovnicește din treaptă în treaptă, urmând îndemnul Sfântului Ioan Scăraru, prăznuit și el astăzi, până la starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei de plinătății lui Hristos, cum vorbește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni. Acești mari bărbați sfinți, pe care îi prăznuim în duminica de astăzi, au lucrat cu timp și fără timp, cum îndeamnă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Timotei, a doua către Timotei, la mântuirea sufletelor lor, dar și a semenilor lor. Mântuirea este deopotrivă dar sau har și datorie.
este rodul colucrării noastre cu Dumnezeu în Hristos. Prin semnificația pericopilor evanghelice în primele două duminici din postul mare, s-a accentuat mai mult partea de contribuție a lui Dumnezeu la mântuirea noastră, adică dimensiunea harică a adevărului și a comuniunii noastre cu El. Aceasta nu înseamnă că putem fi mântuiți fără voia noastră și fără a ne angaja într-un efort de conlucrare cu harul lui Dumnezeu. În duminica aceasta, a patra din postul mare, prin cele două pericope evanghelice pe care le-am ascultat, cât și prin pomenirea Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, se evidențiază cu precădere contribuția noastră la primirea darului mântuirii, a harului lui Dumnezeu. Astfel, din relatarea pericopei evanghelice de la Marcu, despre vindecarea acelui copil numit muncit de un duh rău, desprindem două înțelesuri. Pe de o parte, importanța credinței, că așa i-a spus Mântuitorul tatălui copilului, de poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Iar pe de altă parte, faptul că nu putem fi biruitori împotriva vrăjmașului mântuirii noastre fără rugăciune și post, a zis Mântuitorul ucenicilor, după ce l-a vindecat pe copil și când ei au întrebat de ce noi n-am putut să-l scoatem pe duhul rău din copil, Domnul a zis, acest neam de demoni cu nimic nu poate ieși decât numai cu rugăciune și cu post. În același timp, însă, această duminică ne arată că efortul nostru de conlucrare cu dumnezeiescul har primit trebuie să se înscrie într-un curs ascendent, într-un urcuș duhovnicesc, fără limite, până la infinitul împărăției lui Dumnezeu. De aceea, Evanghelia ilustrează ea însăși cu mare claritate această idee a urcușului continuu. Tatăl copilului lunatic consideră și crede că Hristos poate să-l ajute, să-i vindece copilul bolnav. Dar se știe cu puțină credință și de aceea strigă cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Căci fără de El nu putem face nimic, ne zice Mântuitorul Hristos. Așadar, efortul nostru pe calea mântuirii, susținut și întărit necontenit de harul dumnezeiesc, trebuie să aibă o evoluție ascendente, urcătoare, continuă. Stagnarea nu înseamnă odihnă sau repaus, ci cădere și moarte. Dacă mergem la munte, suntem sfătuiți că atunci când vrem să ne odihnim, să stăm în picioare, dar să nu ne așezăm jos. În urcușul duhovnicesc nu este așa. Cel care se oprește, gândind că se odihnește sau se repauzează, acela de fapt a început să cadă. Și căderea nu aduce altceva decât moarte. De aceea această duminică este dedicată Sfântul Ioan Scăraru, cel care a scris minunata lui scară a virtuților, dar și prin Evanghelia celor nouă fericiri. Sfântul Ioan Scăraru, care a trăit în secolul al VII-lea și a primit supranumele de la faptul că a scris o adevărată sinteză a vieții duhovnicești, intitulată Scara Dumnezeiescului Urcuș sau Scara Raiului. După cum arată însăși titlul acestei lucrări, ni se prezintă viața în Hristos ca un urcuș, ca un suiș duhovnicesc. Scara sa are 30 de trepte, de la lepădarea de lume și până la unirea celor trei mari virtuți teologice, credința, nădejdea și dragostea. Ea ne prezintă, scara virtuților, ne prezintă treptele fericirii duhovnicești pe care suntem chemați
cu toții să le urcăm, să le parcurgem, așa cum Sfântul Ioan Scărarul, pilduitor, a făcut-o în viața pământească. Numărul treptelor este simbolic, dar are și un adânc înțeles duhovnicesc, reprezentând vârsta la care Hristos, Mântuitorul, s-a revelat în deplina sa maturitate. Astfel, Sfântul Ioan Scărarul clarifică treptele scărisare astfel. Retragerea este prima treaptă și presupune ieșirea firii de sub stăpânirea materiei. Retragerea din lume